Bună ziua tuturor! Așa cum am promis, în fiecare lună vom face o filmare cu smeura remontantă Polka, care se taie în primăvara de jos. Vedeți și dumneavoastră, este deja la înălțimea mea și uitați roadele care le are. De aceea, la sfârșitul fiecarei luni, vă vom arăta stadiul în care este smeura Polka și pentru că vărul meu a plantat-o pe un singur rând și s-a făcut mai bine ca la mine pe două rânduri. Acum filmăm la el și eu am de gând să-mi o schimb de la toamnă pe un singur rând pentru că crește mai bine, este mai aerisită, are mai mult aer, mai mult soare și de aceea vreau să trec și eu pe acest sistem pe un singur rând. Vedeți și dumneavoastră ce frumoasă este la sfârșitul lui iulie și vă îndemn să cultivați și dumneavoastră smeura remontantă care se taie în fiecare primăvară de jos și uitați ce frumos crește pe lăstar noi. Uitați dovada că este un lăstar nou. Uitați aici a fost tăiat. Se vede tăieturile. Uitați zona unde a fost tăiată cea de anul trecut de jos și acesta este un lăstar nou. Toate sunt lăstare noi crescute. Uitați anul acesta până la înălțimea mea. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă așteptăm la un alt videoclip pe curând.